Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Lăudată superlativ și criticată vehement, uneori de către aceleași persoane, dar în epoci diferite, procurorul șef de DNA, doamna Laura codruța și este invitată de astăzi a ediției emisiunii Probleme la zi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! O misiune dificilă și complexă, închetarea cazurilor de mare corupție, misiune însoțită de un lung șir de controverse. Trebuie sau nu, a fost bine sau nu ca să fie inclusă corupția în strategia națională de securitate și atunci cu ce consecințe? Avem pe de o parte acest tip de dezbatere la nivel de concepte și principii, unde ar trebui să-i spună cuvântul Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Parlamentul, guvernul. Pe de altă parte, avem serialul susținut de fostul deputat PSD Ghiță, volatilizat în urmă cu o lună de PDN1 și conținând un șir lung de acuzații și insinuări, având ca țintă pe doamna Chiove și precum și pe fostul șef operativ din SRI generalul Coldea. Chestiuni cu mare impact în opinia publică. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă Codruța și pentru că ați răspuns invitației noastre. Trebuie să le spun ascultătorilor că invitația a fost făcută cu câteva săptămâni în urmă. Dar ieri a apărut pe un site o înregistrare cu vocea Procurorului General al Republicii, domnul Augustin Lazăr, în care domnul Lazar spune, a existat un protocol în care se discuta despre echipe operative între Ministerul Public și Serviciile de Informații. Aveți cunoștință să fie existat un asemenea protocol? În primul rând aș vrea să precizez că nu am urmărit acea înregistrare, nu știu dacă este vocea domnului procuror general și nu știu în acest moment dacă ceea ce apare în acea înregistrare este real sau nu, probabil acest lucru trebuie să lămurească alții. A existat un protocol de colaborare nu doar cu Serviciul Român de Informații. Există la nivelul Ministerului Public și existau protocoale de colaborare cu mult mai multe instituții ale statului român. Aceste protocoale de colaborare s-au făcut în temeiul legii. Așadar, a existat un protocol de colaborare între Parchetul General și SRI sau între, între Direcția Națională Anticorupție și SRI. Protocoale au fost întocmite între Ministerul Public și celelalte instituții ale statului, ele având aplicabilitate pentru toate structurile din cadrul Ministerului Public, inclusiv DNA. Ce conținut are protocolul în sensul ce fel de colaborare poate să existe între parchetul general și un serviciu de informație? Haideți să ne raportăm la legile care erau în vigoare la acel moment. Până la apariția deciziei Curții Constituționale de anul trecut, activitatea de implementare a măsurilor de supraveghere tehnică se făcea potrivit legii prin interveniul Serviciului Român de Informații, care era desemnată ca unică autoritate de implementare a ordonanțelor și a mandatelor de supraveghere tehnică. Ca atare, la acel moment, pentru a putea respecta legea în vigoare, s-a încheiat un protocol de colaborare care stabilea foarte clar circuitul documentelor și care stabilea foarte clar că toată activitatea de cooperare se face în scris. Ca atare, un procuror, când punea în aplicare o astfel de măsură autorizată de judecător, se trimitea o solicitare scrisă la Serviciul Român de Informații, iar de la Serviciul Român de Informații venea tot un răspuns scris. Aceste documente se regăsesc în majoritatea dosarelor penale care au fost instrumentate în acea perioadă. Ulterior, Curtea Constituțională a stabilit că toate autorizațiile de interceptare, toate măsurile de supraveghere tehnică trebuie făcute doar de procurori și de polițiști, ceea ce înseamnă că în acest moment procurorii și polițiștii trebuie personal să procedeze la efectuarea interceptărilor. În cadrul DNA noi avem un serviciu tehnic, iar toate aceste măsuri de supraveghere tehnică le realizăm prin intermediul uh, procurorilor și a polițiștilor care lucrează la serviciu tehnic. Deci era o activitate care se desfășura în temeiul legii, o activitate preponderent scrisă, care poate fi verificată și era verificată la momentul respectiv. Și precizez, existau astfel de protocoale cu to toate celelalte instituții. Vă dau un exemplu. Avem acces la foarte multe baze de date, unde ne avem acces la mai multe baze de date, peste 20 de baze de date. Trebuie să facem protocoale în care să, să scriem și să descriem regulile pe care le folosim în această activitate, în ce condiții te poți uh, conecta la baza de date, cum trebuie să o folosești, pentru că nu toate legile prevăd toate aceste reguli. Acesta era așadar principalul conținut al protocolului. Protocolul rezistă și după uh, decizia Curții Constituționale din luna, cred, martie 2016. Nu, a fost nu. desfințat, s-a renunțat complet uh, la el? Vă reamintesc, este un protocol semnal la nivelul Ministerului Public. Eu sunt procuror șef în DNA. Ca atare uh, pot să vă spun că după apariția deciziei Curții Constituționale, noi nu am mai implementat acest protocol. Iar dacă el a fost denunțat, reziliat, desfințat, la acest lucru cred că parchetul general o să răspundă, vă pot spune că din momentul publicării deciziei în monitorul oficial, acest protocol nu a mai fost aplicat la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. În acel protocol, pentru ca să fie foarte clar pentru opinia publică, în acel protocol sau pe baza acelui protocol, era posibil ca lucrători din serviciul român de informații să participe în echipe mixte care să realizeze cercetarea penală? Nu, niciun ofițer de informații, de la niciun serviciu de informații, pentru că în cadrul acestei activități au fost situații în care s-a lucrat cu serviciul de informații al Ministerului de Interne. În niciun dosar penal, niciun ofițer de informații nu a desfășurat activități de cercetare penală sau de urmărire penală, nu a audiat martor, nu a participat la audierea unor persoane simpla lor activitate se rezuma la a pune în aplicare măsuri de supraveghere tehnică sau de a exercita activități de supraveghere operativă care sunt cunoscute publicului sub denumirea de filaj. Procurorii nu mergeau în stradă să facă filaj, procurorii nu mergeau în stradă să monteze aparatură atunci când se făcea o înregistrare ambientală, Ce acest lucru erau făcut de ofițerii ai serviciilor de informații potrivit legii în vigoare la acel moment. Filajul era din proprie inițiativă sau la dispoziția procurorului? La dispoziția. dispoziția? procurorului. Toate activitățile se făceau din dispoziția procurorului atunci când procurorul considera că se impun astfel de măsuri. Și atunci, ce înțeles dați comunicatului Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, care spune așa, în privința relației dintre parchete și serviciile de informații, Consiliul Suprem de Apărare a țării a precizat că relațiile de cooperare interinstituțională s-au materializat în. Constituirea de echipe mixte cu reprezentanți ai organelor de urmărire penală în scopul contracarării riscurilor derivate prin uh, derularea unor activități cu caracter inf uh, infracțional. Bun, Eu nu pot să comentez un comunicat al CSAT-ului, nu este Dar ce puteți... este... Nu e al CSAT-ului, păi, al, une al ului prelu... care ne trimite la un comunicat al CSAT-ului. ce înțelegeți din el? Haideți că nu comentez ce comunicate de presă dau alte instituții. Eu vă spun că s-a lucrat legal în dosare. Este foarte important de menționat că în toate acele dosare în care s-au implementat măsuri de supraveghere tehnică împreună cu serviciile de informații, acele dosare au ajuns pe rolul instanțelor de judecată și judecătorii au verificat modalitatea și legalitatea măsurilor și actelor dispuse în dosar. Așadar, în practică, a existat, încă o dată reiau din comunicatul CSA, constituirea de echipe mixte cu reprezentanța organelor de urmărire penală, a, făcând altceva decât ceea ce ați descris e, până e acum. E foarte dificil să vă răspund la un comunicat de presă dat de o altă instituție care nu știu la ce se referă. Eu vă spun că în dosarele penale activitatea de punere în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică s-a făcut în scris conform legii în vigoare în modalitatea pe care v-am descris-o. Aveți de gând să întrebați la ce s-au referit ca să, ne, ca să vă lămuriți? Câtă vreme eu știu că s-a respectat legea și tot ceea ce s-a lucrat în aceste dosare s-a făcut conform legii și a fost verificat fiecare dosar la momentul respectiv, să întreb alte instituții ce? În, în ce măsură ceea ce descriu aici cei din CSAT, e comunicatul CSAT preluat de Uniunea Națională a Judecătorilor din România, s-ar fi putut referi la activitatea DNA CSAT, sau la activitatea parchetului general? CSAT pe care l are alte înainte. atribuții pe care nu sunt eu măsură nici să le verific și nici să le comentez. Trebuie să fac precizare aici că am încercat înainte de emisiune să obținem o declarație a Procurorului General, domnul Augustin Lazar, pentru a vedea dacă declarațiile citate în presă ca aparținându-i au fost făcute și au fost făcute în această formă, încă nu am primit răspuns. Doamna procuror șef a Direcției Naționale Anticorupție, spuneați, cred că anul trecut, că aveați 7300 de dosare în lucru, cu 120 de procurori. Depinde de momentul acum? la care am dat Cum acea declarație. Acum? În cursul anului trecut au fost în lucru peste 12.000 de dosare la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. În acest moment avem în lucru peste 7500 de dosare și este abia începutul anului. Cu câți procurori și cum mai stați cu încadrarea cu schema de personal? Sunt în jur de 100 de procurori care soluționează aceste dosare. Unde DNA mai există și alți 40 de procurori care participă la ședințele de judecată în dosarele în care uh, s-au finalizat cu rechizitorii și susțin acuzarea în ședințele de judecată. Ați avea nevoie de mai mult? Ce părere aveți despre bugetul alocat DNA pentru anul 2017, dacă ați avut și ați avut discuții cu Ministrul Justiției? Da, am avut discuții, am precizat că am întocmit o propunere pentru buget, să sperăm că el va fi adoptat în, în aceeași variantă pe care noi am propus-o este o sumă între 35 de milioane 40 de milioane de euro în condițiile în care la nivelul Direcției Naționale Anticorupție anul trecut am instituit măsuri asiguratorii de 640 milioane euro bani care la finalul dosarelor ar trebui să intre în bugetul de stat 80% din acest buget de 35-40 de milioane de euro pe care l-am propus este grevat de drepturile salariale și de cheltuiel de personal. Sper să nu avem surprize atunci când se va discuta bugetul Direcției Naționale Anticorupție. Noi această propunere am înaintat-o și așteptăm un răspuns. Ce este mai greu din punctul de vedere al procurorului șef DNA să obții o schemă suficient de, suficient de completă pentru a asigura lucra, ca toate dosarele să fie lucrate sau să găsești oamenii care competenții să o facă? Ambele perspective sunt destul de dificile. Ca să lucrezi în DNA trebuie să aibă o vechime minimă de șase ani. Și acest lucru ne face să căutăm atunci când vrem să angajăm procurori în DNA, doar printre procurorii care au această vechime. Pe de altă parte, procurorii care lucrează în DNA trebuie să fie curajos, să fie activi și, în primul rând, să fie procurori profesioniști. Noi plecăm de la prezumția că toți procurorii din România sunt profesioniști. Sigur, specificul activității noastre este puțin diferit față de al altor parchete. Și acești procurori care doresc să lucreze în DNA trebuie să treacă printr-un interviu pentru a putea fi numiți în această structură. Doamna Laura Codruța Chiove și spuneați într-un interviu, cred, anul trecut, în anii anteriori foarte multe dosare se deschideau ca urmare a unor sesizări venite de la Serviciul Român de Informații. În prezent, peste 90% dintre dosarele deschise la DNA sunt deschise ca urmare a unor sesizări venite de la persoane juridice sau fizice sau instituții publice, altele decât serviciile de uh, informații. Foarte mult în spațiul public despre uh, faptul că sunt dosare deschise pe baza unor denunțuri. Uh, în primul rând ar trebui schimbat codul de procedură penală, codul penal nu sunt uh, introduse în uh, chestiune în așa fel încât uh, e, e necesar în privința denunțătorilor. Codul de procedură penală prevede trei modalități prin care DNA și orice structură de parchet din România poate să deschidă dosare. Prima este o plângere penală, cea de-a doua este o sesizare din oficiu sau denunțul care este făcut de o persoană. Diferența dintre denunț și plângere penală constă în principal în aceea că, prin denunț, o persoană reclamă propria faptă săvârșită. Sigur, poate să reclamă și. Uh, comiterea unor alte fapte de către alte persoane. Ca atare, cred că acest mod de sesizare este prevăzut oriunde în lume. Orice persoană care comită o infracțiune poate să vină și trebuie să aibă acest drept să vină oricând să-și recunoască propria faptă. În aceste condiții, Dar aș schimbarea... vrea să vă spun, apropo de acest mit pe care l-ați invocat și care este cu totul fals... Sunt dosare care se deschid ca urmare a unor denunțuri în DNA, dar dosarele finalizate nu se bazează niciodată pe un simplu denunț. Întotdeauna acel denunț trebuie coroborat și cu alte probe. Vă dau un exemplu. Chiar dacă. Spre exemplu, astăzi vine cineva la DNA și spune: Eu am dat mită 10.000 de euro sau am primit mită 10.000 de euro. Această declarație nu este suficientă pentru ca noi să finalizăm dosarul. Totdeauna această declarație noi trebuie să o coroborăm și cu alte probe, declarații de martori. Uh... Expertiză dacă vorbim de infracțiuni de abuz în serviciu sau care produc prejudicii sau alte probe prevăzute în codul de procedură penală. Se pune întrebarea în spațiul public de ce denunțătorii au scăpat în unele dosare de răsunet fără să le fie confiscați bani. Păi, Dați-mi un exemplu, că din ce știu. E vorba de denunțătorii din dosarul Microsoft. Da, pot să vă explic. Unul dintre denunțători, dacă vorbim de Claudiu, Claudiu Florică, este comunicatul de presă al DNA, este învinuit, i s-au pus, pus măsuri asiguratorii pe avere, deci nu este adevărat că acesta a scăpat și nu este cercetat pentru fapte penale. Și din A fost doar, este cercetat și cel de-al doilea denunțător din Pescariu, pentru că la momentul care s-a finalizat primul rechizitoriu, au fost trimis în judecată o parte dintre persoanele cercetate, pentru că față de aceea, luându-se măsuri preventive, dosarul a fost finalizat mai repede, probele au fost administrate mai repede, iar față de aceste persoane, dosarul s-a dijunt și continuă cercetările. Și cât de mult, adică pe ce sumele au fost puse. Este comunicatul de presă pe site-ul DNA. se poate ta. căuta Mulțumesc după nume frumos. și se află sumă. Uh, întrebarea care urmează este ce efect va avea asupra, uh, asupra dosarelor pe care le aveți în lucru, uh, posibila modificare a, iată, abuzului, a descrierii abuzului în serviciu. Sunt consecințe care ne vor afecta extrem de mult. Nu doar uh, în ceea ce privește dosarele instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, dar și celelalte dosare instrumentate. Această ordonanță vizează modificarea a trei infracțiuni extrem de importante din codul penal: abuzul în serviciu, neglijența în serviciu și conflictul de interese cele trei fapte sunt infracțiuni care se pot comite doar de funcționari publici sau de persoane care au denținut demnități publice, miniștri, secretari de stat, primar, președinți de consilii județene, director de instituții publice. Deci, iată că avem o modificare legislativă care se adresează unei anumite categorii de persoane. În ceea ce privește abuzul în serviciu, observăm că există o dezincriminare a faptelor care produc un prejudiciu mai mare de 200 mai de de lei. Dezincriminarea? Dezincriminarea faptelor... unor care uh, uh, suma maximă este de 200.000 de, de lei. Uh, deci orice faptă care va produce o pagubă până la 200.000 de, de lei nu va mai fi considerată infracțiune. Și acest lucru poate să producă niște consecințe destul de mari când vorbim de cheltuirea banului public. Cel va împiedica pe un conducător de instituție că atunci, spre exemplu, când managerul unui spital dorește să achiziționeze medicamente, să împartă suma pe care o are la dispoziție în sume mai mici de 200.000 de, de lei, știind că, indiferent cum încheie licitația sau indiferent cum atribuie contractul unei companii private, el nu va fi tras la răspundere pentru că suma întotdeauna va fi sub 200.000 de lei. În privința preșentele Iohannis consideră că se impune retragerea proiectelor de ordonanță de urgență referitoare la grațiere și modificarea codurilor penal și de procedură penală. În ceea ce privește ordonanța de urgență referitoare la grațiere, Uh, aveți un comentariu? Sigur că da. Noi am făcut un punct de vedere încă din prima zi când aceste proiecte au apărut și în spațiul public și ne au fost comunicate, sunt supuse grațierii inclusiv uh, uh, infracțiuni de abuz în serviciu, precum și toate infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție. Deci, noi credem că acest lucru va duce la o inechitate socială și o inechitate pentru societatea românească, pentru că toate prejudiciile care au fost constatate în aceste dosare vor rămâne nerecuperate. Sigur că o inechitate socială cum este aceea a persoanelor care sunt condamnate și nu au condiții bune în penitenciar, nu trebuie rezolvată tot printr-o inechitate socială, cum este aceea nerecuperării prejudiciilor în aceste dosare, dacă ordonanța privind grațierea va intra în vigoare în această formă. Doamna procuror șef uh, Laura Codruța Köve și e, se, e cunoscut probabil de 99% din populația României serialul pe care îl susține fostul deputat uh, Sebastian Ghiță la o televiziune, episoadele care apar uh, cu o regularitate pe care nu am reușit să o descifrez, cel puțin eu, cu o ritmicitate pe care nu am reușit să o descifrez. Uh, vă întreb în primul rând dacă v-ați explicat mai bine, dacă ați aflat mai multe lucruri despre felul în care a dispărut domnul Ghiță. Păi, cred că este responsabilitatea poliției române să facă acest lucru. Poliția română l-a pierdut, poliția română trebuie să-l găsească. Noi avem în investigare dosare care vizează fapte de corupție și fapte conexe faptelor de corupție colpise de acest inculpat. La DNA ploiești. Da. Cu toate acestea, v-au oferit o explicație convingătoare asupra felului în care a dispărut? Aveți semne de întrebare în legătură cu ce s-a întâmplat în seara aceea? Sigur că avem semne de întrebare. Pentru DNA este pentru prima dată când un inculpat, față de care noi am dispus o măsură a o supravegherii operative, dispare și nu este găsit după decizia curții constituționale, trebuie să respectăm această decizie și legea în vigoare, iar această activitate o putem face doar prin structurile Ministerului de Interne. DNA nu are suficiente resurse materiale și umane pentru a face această activitate și sigur că, fiind prima dată când s-a întâmplat acest lucru, ne-am ridicat și noi semne de întrebare. Însă, Poliția Română ne-a oferit niște răspunsuri. Așteptăm să identifice locul în care acesta se află. A... Vă mențineți optimismul pe care l-ați sugerat într-un interviu anterior în privința faptului că va fi găsit și da. nu târziu? Da, va fi găsit. Sunt mai multe instituții care colaborăm în acest moment pentru acest lucru. Noi verificăm anumite informații în limitele competențelor noastre. Poliția română face propriile verificări. E o chestiune de timp până va fi găsit. Urmarea celor pe care le-a spus și le-a prezentat domnul Sebastian Ghiță, la parchetul general a fost deschis un dosar. A fost audiat fostul președinte Tarayan Băsescu. Vă așteptați să fiți chemată ca martor sau... Exclus. Exclus. Exclus? Pentru ce să... Haideți să ne uităm cu atenție pe comunicatul de presă și pe declarațiile făcute în spațiu public și o să avem răspunsul la această întrebare. Să nu uităm, totuși, că pentru acuzațiile mincinoase formulate de Sebastian Ghiță s-a mai deschis un dosar penal de către parchetul general. S-a stabilit cu probe că acesta a mințit, dându-se chiar o soluție de clasare la sfârșitul anului trecut. Pe de altă parte, domnul Sebastian Ghiță spune că ați fi participat la aranjarea sau inclusiv cu știința domniei sale la aranjarea unor dosare penale, ați negat. Acest lucru în termeni foarte tranșanți. Îl neg și acum. Niciodată nu am aranjat dosare penale și nici nu am participat la o astfel de discuție. Sunt niște acuzații calomnioase. Vă întreb altceva. Dacă ați discutat vreodată despre dosare aflate în curs, inclusiv cu președintele de la acea vreme a României. Despre dosarele penale, modul în care se administrează probele, soluțiile care se dispun în dosare sau în ședințele de judecată, le-am discutat în cadrul instituțional în interiorul instituției. Discuții despre dosare în afara instituției, am făcut doar în limitele informațiilor publice care au fost comunicate jurnaliștilor ă, și care au putut fi luate la cunoștință de conducătorii altor instituții publice. Dar ceea ce se întâmplă în dosarele penale, discutăm doar în interiorul instituției. Așadar, nu numai că nu ați participat, cum spune domnul Ghiță, la aranjarea unor dosare, dar nici nu ați, fi, nu ați oferit informații din acele dosare penale. Nu, exclus acest lucru. Atunci, de ce fostul președinte al României, domnul Trean Băsescu, care într-o vreme vă lăuda superlativ, acum vă critică spunând că vă credeți Dumnezei ai puterii? Dar nu, nu comentez ce spune domnul ce ar putea președinte. Ce însemne prând? puterea unui procuror șef DNA? Să explice cel care a făcut această afirmație, eu nu pot să comentez. Doamna procuror șef al parchetului al Departamentului Național Anticorupție, vă citez o știre. Ministrul Justiției, domnul Florin Iordache, a avut o primă reacție după ce președintele Claus Iohannis a cerut retragerea ordonanțelor privind modificarea codului penal și grațierea. Astfel, domnul Florin Iordache a spus se va discuta în guvern și răspunsul vom da formal atunci când vine și primul ministru. Dacă mă întrebați și pe mine personal, l-am inițiat tocmai pentru a avea puncte de vedere și opinii la aceste proiecte de legi, de ordonanță de urgență, de fapt. Dacă stătea un sertar și nu aveam puncte de vedere, despre ce să discutăm. Dar revenind la uh, discuții la uh, ceea ce vorbeam despre dezvăluirile, despre insinuările, despre alegațiile făcute de fostul deputat Sebastian Ghiță, Domnia sa spune că ați fost la o petrecere la o vilă în Sinaia. O vila Serei. Ați fost vreodată acolo? Deci, haideți să dau același răspuns pe care l-am dat pentru mine, subiectul este închis și cred că am lămurit o pentru totdeauna acest subiect. Nu am fost prietenă cu acest uh, inculpat, nu mi-am mi -am dat telefoane, n-am fost în concedii, n-am fost în excursii, n-am fost la evenimente private. L-am cunoscut la evenimente unde am fost invitată în calitatea mea instituțională, organizate la alte instituții publice, la inițiativa unor șefi de instituții faptul că la anumite evenimente la care am fost invitate instituțional au participat mai multe persoane, unele dintre ele poate acum au calitate în DNA sau nu, nu-i face prieten cu mine și nu înseamnă că am avut o relație de prietenie. Ca atare, cred că din punctul meu de vedere am oferit toate explicațiile, am dat răspunsuri la toate aceste acuzații, unele nefondate, unele calumnioase, unele mincinoase. De ce v -a ales ca țintă? Păi, probabil i-am deranjat. Acesta este rolul meu, ca procuror șef în DNA și al colegilor care lucrează în DNA, să investigăm persoane care comit fapte de corupție la nivel înalt. Nu vi se pare ciudat că în ultima perioadă de timp sunt inculpați cercetați în dosarele noastre care zilnic, zilnic, zilnic fac atacuri la adresa justiției, nu doar a procurorilor din DNA, și asupra judecătorilor și asupra sistemului de justiție. De ei suntem atacați au fost sume mari puse în joc pentru a se coordona aceste atacuri și pentru a se exercita aceste campanii de hărțuire, de denigrare, de intimidare. Chiar există probe în dosarul Black Cube că s-au plătit peste un milion de euro în acest scop. Sunt foarte multe persoane care, din punct de vedere al averii, aveau averi impresionante când au fost investigate de Direcția Națională Anticorupție și au în continuare și dacă veți face un calcul simplu al averilor acestora, o să vedeți că există sume suficiente ca să plătească aceste campanii de denigrare a sistemului judiciar. Pentru că ați pomenit despre dosarul Black Cube, ați spus la acel moment că încercarea de intimidare a dumneavoastră a fost făcută prin câteva telefoane date familiei, prietenilor sau unor prieteni. V-ați lămurit în timp, aveți acces la dosar ca parte vătămată. Sunteți parte eu vătămată? Eu nu sunt parte vătămată, eu am fost audiat în calitate de martor, nu am acces la dosar. Nu am cerut o copie nu aveți după acest dosar. Nu am întrebat pe procuror de cas ce probe are în dosar la momentul la care am fost audiată. Am anumite informații care o să aștept să fie verificate și eventual probate de procurorii de cot. Să așteptăm ca aceștia să soluționeze dosarul. Informațiile se pot referi, spre exemplu, la persoana care a comandat acțiunea? Da. Sunt mai multe persoane care au comandat acțiunea. Din România, de la un nivel înalt. La acest, al statului... moment, la acest moment nu doresc să comentez ce informații am eu, aștept să se finalizeze ancheta. V-ați simțit intimidată de această încercare? Ah, nu, nu. Cu toate acestea, ceea ce uh, nu înțeleg eu. Este faptul că au fost niște telefoane de încercări de intimidare, dar ei sunt, sunt cercetați, acum trimiși în judecată și au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integrității datelor. Da, au fost. Uh persoanele care au fost inculpate au spart mailurile unor persoane, majoritatea, din, majoritatea, persoanelor ale căror mailuri au fost parte nu le cunosc, sunt câteva persoane pe care le cunoșteam, dar cu care nu mai ținut legătura mult timp și cred că acele învinuiri se referă la acele persoane din dosar. Mă intrigă de multe ori atunci când apar informații de presă despre un dosar de corupție sau altul, varietatea limbajului pe care, care este folosit de către cei inculpați, cercetați, penal, dumneavoastră cunoașteți terminologia. Spre exemplu, într-un caz, cred că la Iași, se spunea e gata ciorba, mai trebuie pătrunjel. Asta însemnând că mai trebuie adăugat ceva la mită. Ceea ce aș vrea să aflu e cum decodați lucrurile astea prin coroborarea acestui gen de informații cu alte probe din dosar. Și că vorbeați de denunțători, sunt situații în care denunțătorii ne decodează aceste informații și ulterior le verificăm și prin alte probe. Și nu pot Dar fi ele... știți, acest gen de, de explicații fac parte din secretul meseriei și nu știu dacă e bine să-l dezvălui acum dar se Eu verifică... Sper că va merge lupta anticorupție o, la fel de bine. O astfel de afirmație, cum este aceasta, atunci când procuror spune că reprezenta un anumit lucru sau un anumit cod, ea se verifică prin mai multe probe. Doamna Laura codruța și a frământat opinia publică și teza dumneavoastră de doctorat. Vă pare rău de ceva în legătură cu această teză? No, exclus. Este o teză muncită, este o teză corectă. S-au pronunțat două verdicte cu privire la acest lucru, că teza este corectă. Mi-am achiziționat, când a apărut a doua verificare, când a fost declanșată, mi-am achiziționat personal din bani proprii Așa. acel soft care s-a folosit și mi-am verificat teza și este o teză corectă. Este o teză corectă, spre exemplu, cele 4 este o teză corectă 100%, 100% 100% cele 4% 100%. găsite înaitatul... de Universitatea de Vest din Timișoara mm. uh, nu sunt corect găsite, deci nu vreau să comentez în acest moment uh, modul în care s-a făcut verificarea, aștept să rămână definitivă sau să se finalizeze această procedură eu am tocmit două puncte de vedere unul care l-am trimis la Universitatea din Timișoara și unul care l-am înaintat la CNATCU când va fi finalizată această procedură pot să fac public punctul de vedere și pot să fac public și verificarea pe care eu am făcut-o cu același soft softul cumpărat de dumneavoastră atunci da. pe care deci l-ați folosit la verificarea propriei teze văd că 0% este citat fără ghilimele acel soft identifică similarități. Deci, acel soft ne arată că ai folosit cuvinte din limba română și ne arată că dacă introduci corect criteriile, dată, surse de citare, bibliografie, ești pe zero. Vă mulțumesc foarte mult, trebuie să încheiem aici. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.